Salutare, bine ați venit la primul Q&A Zaia Fett. Am încercat să răspund la absolut toate întrebările care au fost puse, din moment ce nici n-au fost multe și nici nu sunt foarte dificile. Dacă e cineva exclus, pur și simplu n-am observat întrebarea. Dar o vom pune în următorul Q&A dacă mi-a atrageți atenția. Să începem. I'm Cobblestone ne întreabă, de ce numele Zaia Fett? De ce nu alt nume? Am ales Zaia Fett pentru că ne doream un nume cât mai românesc. Și în același timp să nu fie utilizat, să nu fie foarte cunoscut, ca să ne poată scoate și pe noi în evidență inițial. Zaia Fett face parte din versurile Zaia Fett acum lăutar duiub, numai tu nicicum, din Mica Țiganiadă și înseamnă petrecere cu lăutari. Ștefan Bădulescu ne întreabă, cum a început Zaia Fett? Zaia Fett a început acum 3 luni de zile când mi-am dat seama că nu pot strânge suficienți abonați cu Fotofabrica, canalul meu de tutoriale foto, ca să ajung vreodată să trăiesc din YouTube. Scopul meu cu Zaia Fett-ul este să devină filmele astea jobul meu principal. În momentul de față, în mare parte, sunt fotograf și numai când am timp sunt YouTuber. Așa, am sunat-o pe fosta mea colegă de liceu, Teo, care a fost de acord și am început să facem filmele astea împreună. Xenier Expo întreabă, ce vârstă ai, cam câtă cafea bei pe lună? Și eu și Teo avem 27 de ani și bem în jur de o cană sau două pe zi. Deci 30-40 de căni de cafea pe lună. Nikita Chris pune o întrebare foarte asemănătoare cu Fallen Angel. Și anume, vei încerca vreodată să faci un canal de gaming? Pe scurt, nu. Singurul joc pe care l-am jucat în ultimii ani se numește Plants vs. Zombies. Și e un joc în care îți plantezi plantuțele cât mai aproape de casă și ele trag cu semințe către zombii și faci în așa fel încât să nu ajungă zombiile în casă. Da. Cam ăsta este nivelul meu de gamer. Deci e foarte puțin probabil să fie vreodată un canal de gaming Zaia Fett. Barticel Andrei ne întreabă, ai permis auto? Dacă da, ce mașină ai? Am permis auto. Până acum un an, aproximativ, conduceam un Fiat Panda, pe care acum îl conduce sora mea și eu, în momentul de față, conduc mașina soției mele de la firmă și anume un Volkswagen Golf 5. Destul de rar când am nevoie sau când vrem să ieșim din oraș. Pentru că la universitate, unde filmez toate tutorialele și lucrez, e foarte greu să-ți găsești locuri de parcare. Așa, Acileitmus333 pune o serie de întrebări foarte serioase. Prima, ce facultate ai terminat? ASEU, contabilitate și informatică de gestiune. Și a doua, consider că învățământul românesc îngreunează achiziționarea unor cunoștințe generale bogate prin modul de predare-învățare? Consider că da. Problema este că nici nu ar trebui să învățământul românesc să faciliteze acumularea de cunoștințe generale bogate. Învățământul românesc este o treabă foarte complicată, învățământul în general. Și problema cu învățământul este că el trebuie să sorteze prin câteva milioane de elevi cu ajutorul a câteva sute de mii de profesori, mai bine sau mai puțin calificați, mai bine sau mai prost plătiți și să facă în așa fel încât la finalul unui interval de 4 ani, de 12 ani, depinde de ce examen, despre ce examen vorbești, să poată să împartă pe toți elevii din toată țara pe un făgaș. Treaba e mult mai dificilă decât pare și e puțin probabil să ajungem vreodată la un sistem de învățământ personalizat. Pentru că în final, rezultatul, adică examenul de trecere, trebuie să fie standardizat. În mare parte, sfatul meu este, dacă aveai nevoie de un sfat, dacă prin asta, prin întrebarea asta, să înveți singur. Sistemul de învățământ e făcut în așa fel încât să te conducă de la o etapă la alta și să ieși din el cu o diplomă mai bună sau mai puțin bună.
Educația este cu totul altceva. Educația nu o să-ți asigure un venit, nu o să-ți asigure un drum în viață sau o pensie, o viață liniștită, dar dacă ești suficient de curios, să știi cum funcționează un telefon, să știi cum funcționează o mașină pe stradă, să citești, să știi de ce te simți într-un fel sau altul, o să ai o viață mai bogată, mai împlinită și o să poți să înțelegi lumea din jur mai ușor. Așa că e de datoria fiecăruia să învețe singur cât mai multe. Andra Raluca Mălin întreabă: ce părere ai despre feminism, drepturile femeilor în societate? Da, păi aș vrea să încep prin a spune că eu consider că bărbatul este în totalitate egal cu femeia. Cu diferența că femeile sunt mai frumoase, în special soția mea. Cât despre feminism, nu am învățat foarte multe despre feminism, am citit destul de puține, dar am avut o discuție cu Teo de curând și din câte se pare, feminismul, revoluția feministă a avut loc în America și în Anglia și foarte puțin spre deloc în România, unde bărbatul a căpătat aceleași drepturi cu femeia, mă rog, femeia a căpătat aceleași drepturi cu bărbatul, odată cu venirea comunismului, pur și simplu. Singura problemă feministă pe care mi-o pot imagina în momentul de față este cea legată de concediu de maternitate și de revenirea la muncă. Pentru că și eu îmi doresc un copil cu Cristina și probabil că o să ne lovim de chestiunea asta. Dar, în general, sunt un om optimist și consider că în timp toate se vor rezolva. Cam atât pentru primul Q&A. Dacă aveți și alte întrebări, lăsați-le în rubrica de comentarii și le vom răspunde în următorul Q&A, care va fi în momentul în care se vor fi strâns suficiente întrebări. Nu uitați să vă abonați, să vă uitați la alte filme decât acesta, mult mai educative, și să rămâneți alături de noi.